Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău a anunțat un grant în valoare de $200.000 americani prin intermediul fondului ambasadorilor SUA pentru conservarea culturii în scopul restaurării Beit Kadishim, adică a selei funerare din cadrul cimitirului evreiesc din Chișinău, de pe strada Milano. Este un exemplu concret de respect al poporului american pentru istoria și cultura Republicii Moldova. Aveți o țară frumoasă și bogată în tradiții, cu un vast patrimoniu cultural, care trebuie protejat, iar Statele Unite ale Americii contribuie în acest sens, a declarat ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent Logstone. În cadrul proiectului, care reprezintă un parteneriat între guvernele Statelor Unite și Republicii Moldova, se va efectua o cercetare arheologică a sitului, o cercetare istorică și eventual o restaurare a casei mortuare. Muzeul de istorie a evreilor din Republica Moldova va fi responsabil de proiectul de conservare. Este vorba despre un proiect de restaurare, conservare și salvgardare a patrimoniului comunității evreiești din Moldova. Va fi creat un grup de lucru cu implicarea comunității evreiești, care va oferi expertiză și consultanță. Suntem recunoscători Statelor Unite, ambasadorilor SUA, care aleg să susțină atât financiar cât și moral țara noastră, care au fost și ne sunt parteneri de încredere în multe proiecte culturale, a menționat Sergiu Prodan, ministrul culturii. Cimitirul evreiesc este unul dintre cele mai vechi cimitire din Chișinău. Republica Moldova este un monument istoric de categorie națională, amplasat pe strada Milano, în sectorul Buiucani al capitalei. Funcționează din anul 1887, cu toate că primele morminte sunt atestate de la începutul secolului al XIX-lea, iar alte surse îi atribuie o vârstă de la 200 până la aproape 300 de ani. Agenția de inspectare și restaurare a monumentelor a evaluat cimitirul ca fiind într-o stare avansată de degradare. În ultimele două decenii, Fondul Ambasadorilor SUA pentru conservarea culturii a acordat subvenții de peste $1.5 milioane pentru finanțarea proiectelor în toată Moldova. Aceste granturi au ajutat la înregistrarea formelor tradiționale de muzică și dans moldovenesc, construirea unui centru de vizitatori și conservarea complexului de băi medievale din Orheiul Vechi, conservarea obiectelor de preț din Camera Trezoreriei la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, conservarea cărților vechi și rare la Biblioteca Națională din Moldova, promovarea folclorului, obiceiurilor și ritualurilor găgăuze, la salvgardarea bisericii, adormirea Maicii Domnului din Căușeni.